Ok, care e faza cu Macarena de la Erica Isaac? Vă întreb și eu pe voi care e faza, pentru că nu știu, frate, am văzut că a bubuit foarte tare pe TikTok, n-am ascultat piesa full, am auzit-o pe TikTok și atât ce am auzit, am văzut despre clipul ăla, că e un clip mai controversat. Rovision, de n-am reacționat la tine în ultimul timp o grămadă, așa că îți mulțumesc, mulțumesc-mi și tu pentru promovare, glumesc, că nu e, putem să nu e în promovare, că oricum clipul astea în mare parte le vede toată lumea, de la el, gen. Și hai să vedem care e faza. Rupeți tot așa cea de la Ignea Prat înainte ca episodul să înceapă, pentru că mă ajută foarte mult. Dacă v-ați uitat aici, înseamnă că vă interesează părerea mea, așa că abonați-vă și voi la canal dacă sunteți noi pentru mai multe păreri de genul. Hai să dăm doar. Pazile ieșea piesa Macarena, care a ajuns și locul 1 în trending. Mamă, 1 în trending? Erica Isaac, huge double win. Double win. Cum se face că o piesă de 2 minute a împărțit iar lumea în două bisericuțe? Și au început să certe în comentarii. Care e pentru mai de asta are o piesa în halul ăsta, pentru că piesa a împărțit cumva lumea în două bisericuțe, nu că un content ca să fie foarte bun, trebuie să-ți dea mai multe, trebuie să dea mai multe sentimente, adică trebuie să pe unii să-i enerveze, pe unii să-i amuze, pe unii să-i supere, să supere nu prea, nu mi se pare că e bine să supere, dar contentul trebuie să dea mai multe reacții din partea mai multor oameni, să împartă pe bisericuțe ca să fie cât mai rupere, înțelegi? Că se fac comentarii. Faza. Care sunt motivele pentru care această melodie a generat atâtea păreri împărțite? Bineînțeles, piesa Macarena e copiată și o să vă spun de unde. Apropo de piese copiate, am scos... Să nu zici că e copiată de la Macarena, că... Piese copiate episodul 5. După ce vedeți videoclipul ăsta, urgent să mergeți pe canalul mare să vedeți cum a copiat Puia de la Tupac sau Maluma de la Fuego și mulți alții. În fine, nu uitați să dați like la clip cu degetul ăsta și subscribe. Piesa Macarena aparține Erica Isaac, o influenceriță, iar melodia abordează teme precum misoginia, masculinitatea. Păi, da, a făcut, bă, da, păi nu e artistă, mă, Erica Isaac, e influenceriță, Erica Isaac, așa a numit-o, mamă, violation, i-a dat direct o vizionă. Dignitatea toxică și alte lucruri de genul. Până ajungem la controversa cu piesa, trebuie să o înțelegem puțin pe Erica. Am spus că e influenceriță pentru că ea nu e cunoscută pentru muzica ei, cel puțin nu deocamdată. Erica Isaac e ceea ce americanii numesc industry plant. Știți? Wow. O persoană devine cunoscută, dar habar n-aveți cum a devenit cunoscută sau pentru ce, sau o vedeți peste tot cu influencer sau alte vedete. Din câte am înțeles, Erica e băgată de mică în muzică, a mers la concursuri, dar ca să ajungi cunoscut în zilele noastre, nu e de ajuns doar talentul. Trebuie să ai atitudine, să o dai bine și pe look, să faci content cu alți influenceri, colaborări, iar unele din lucrurile astea nu sunt posibile dacă nu ai un label în spate. Erica... Corect! Ceea ce vreau să zic puțin, huge props pentru ăștia de la Global care au adus industry planning-ul și în România. Ceea ce eu nu consider că e neapărat un lucru, adică, uite, un alt băiat care îl consider că e industry plant și nu e un industry plant, eu nu văd ca hate, adică nu zic ca hate, văd că datorită lor am auzit noi de ei și foarte bine că am auzit, adică sunt super talentat și Erica mi se pare că e un artist bun și Rareș. Rareș Mariș la fel, mi se pare că e tot de la Global a venit, industry plan cumva plantat de ei și promovat de ei foarte, foarte mult. Adică cel puțin de acolo știu că a fost la One True Singer, a fost la... Nu mai știu unde l-au mai băgat. Nu știu dacă n-a jucat și în România VTM sau dacă n-a jucat, știu că a făcut linia melodică pentru tot felul de filme de la ei. Așa că foarte tare, bravo. Am auzit de ea, adică au reușit să-și promoveze artistul cum trebuie. Ceea ce multe label-uri din România nu fac bine treaba asta. Și foarte bine, huge props pentru cei de la Global, nu zic ca un hate. Erica a participat la două talent show-uri, după a semnat cu un label mare. Și de acolo, deși la One singură a fost Erica. Acolo a fost împinsă de label să facă networking și TikTok-uri. De-aia discografia ei e foarte sărăcăcioasă, iar aruncând o privire prin melodiile ei, văd că s-a chinuit puțin să-și găsească o direcție. Bine, Erica Isaac bubuise deja înainte de bază, sau deja cu aia cu Afă, cu Mama Otu pe Insta și cu... Gen, nu mai avea una, cam de pe atunci, de la Urbanist, Erica Isaac a început să bubuie tot mai tare, gen. A încercat să cânte cu un accent jamaican de nu se înțelegea ce cânta. Păi da, că ea gen înainte era artistă pop, știu că, adică așa, nu vreau să vorbesc prost, dar știu că era mai cântat, așa nu era parcă pe stilul ăsta, de la Urbanist și-a luat stilul ăsta și-a luat... Ba încerca să cânte în română, dar... Poate am zis, poate am avut o părere greșită aici, nu știu, așa țin o minte. Un accent mai american și așa. Am pierdut startul. A încercat să o dea puțin spre stilul de piese de dragoste, tip radio, dar nici așa nu a funcționat. Părea că trece printr-o criză de identitate în muzică. Industria pop e saturată, așa că ușor, ușor s-a îndreptat... Aia
zic, industria pop e supra-saturată. Pe o veche pasiune de ei. Rapul. La X Factor a avut chiar un moment. What? Oh, you're not gonna block me. Every time I come on, I gotta say it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta show them anything that niggas think it be doing, cause it's America, so I'm gonna go, and I gotta worry if it's anything about a boomer, and I won't ever stop, cause you know I'm every day. Bă, Nani meritea tot. Da, mixed feelings. De cuvintele, dar pe cântat a dat-o bine. Asta era acum 4-5 ani și cum trapul a luat amploare, a încercat să o dea iar pe stilul ăsta. Cel mai memorabil a fost Tap Tap. Femeia face casa, golani tap. Ah, da, da, femeia face casa, golani tap tap. De aici, băbuiu. Tap, baga bombă piese, baga boabe, tic-tac. Unde încerca să folosească limbaj de trapper, să facă referințe la boabe, la bagaboante, capace. Uulo. Partea proastă era că flow-ul era copiat după un artist din Argentina, Cactov, cu piesa Quack Quack. Tap tap. De unde a dat ăsta de mă? Quack Quack, înțelegeți voi. Tengo tu novia mocada y diciendo quack quack. Tengo su novio enojado, quiere hacerme mal. Mamă, ce hard e beat-ul. Femeia face casa, golani tap tap. Baga bombă piese, baga boabe, tic tac. Nu știu dacă e neapărat copiată de acolo, nu pare chiar așa. Poate e pus în coincidență, că e o melodică destul de simplă, nu e wow. După treaba asta și momentul de la The Urbanist a rămas pe stilul ăsta rap trap, dar a plusat cu atitudinea ostilă față de bărbații cocalari, bombardieri, care au prea multe așteptări de la femei când ei sunt ultimii oameni. Aici ea sau poate labelul și-a dat seama că a prins o nișă bună de exploatat în România și asta a continuat să facă, iar cum în alte țări e mult mai dezvoltat stilul, a avut de unde să copieze idei și versuri să le expună unei audiențe nebănuitoare și ușor de impresionat. O să vă spun și de unde a copiat ideile, deci stați pe bune nebănuitoare. Bănuitoare și ușor de impresionat, frate, gen pe bune în România, în mare parte ce se aduce de afară, se aduce de afară și se aduce neasumat. Aici sunt și eu, recunosc, și eu am adus content de afară, se aduce content de afară super, super ușor, lumea e deschisă la treaba asta și lumea e nebănuitoare. Eu am preferat să aduc și să dau și credite la ce am adus de afară, gen Beta Squad, My Brothers for Life, love them, gen. Dar da, lumea în România e foarte nebănuitoare, adică da, mai sunt comentarii, ai copia pe ăla, dar foarte puțin. În schimb, dacă cumva simt ei că au copiat, nici nu se ar, nici măcar nu se feresc să dea direct. Bam, l-ai copiat pe ăla, l-ai copiat pe ăla, l-ai copiat pe ăla, l-ai copiat pe ăla. Deci am păsit atâtea ori să fie clipuri luate de afară care nici măcar, gen concepte, trenduri luate de afară care le-a făcut toată lumea, să-l aduc în România, acum asta am pățit cu clipul 100 de ani de mâncare. Am adus conceptul ăsta în România care afară era un trend, gen făcuse Face Rug, făcuse Preston, făcuseră mulți gen. L-am adus în România și toată lumea le copia pe Facebook, le copia pe ăla, le copia pe ăla, deci lumea îmi scria că am copiat vreo 5-6 oameni diferiți, înțelegi? Eu nu puteam să dau credite unuia singur pentru că era un trend, era un clip deja, era ca și când fac eu piesă pe, nu știu, lumea asta de la Ian. Le copia pe cine am copiat, pe cine am făcut primul piesă, primul TikTok pe piesa aia sau chestii de genul ăsta? Spune la sfârșit. Cea mai nouă melodie de la ea, care a și creat discuții, este Macarena. De ce a creat discuții? Pe de o parte pentru că a atacat tipologia de bărbați bombardieri de care vă spuneam mai devreme, cu versuri despre pretențiile lor, că se fac comentarii despre femei și dacă au silicoane și dacă sunt plate, spune despre riscurile la care sunt expuse fetele atunci când ies la date-uri cu străini și de da, faptul... Într-un fel are o parte bună, gen. Zice multe lucruri adevărate. Că trebuie să dea share location la alte persoane. Lucruri triste care au loc în viața reală, din păcate. Corect. Foarte multă lume a rezonat cu mesajul ăsta, mai ales femeile. Pe de o altă parte, piesa a creat reacții și pentru că Erica apare semi-dezbrăcată în video. OnlyFans s-a mutat pe YouTube din ce văd. Dar nu v-a fost rușine să stați așa în fața la băiați? Mi-ar plăcea să mă cheme Mirel, să fiu din turnul Măgurele. Mi-ai plătit daune morale cât câștigi în toată viața cu muzica asta de caca. Hoboșină. Ulu. Mare dreptate are Adi dacă s-au despărțit pe bune. Ce? Locul tău e în bucătărie. Bă, mi s-a părut prea amuzant că s-au atacat atâția oameni când Dani Mocanu apare în clip cu o femeie în lesă. Mai ziceți ce? Pă bune, frate, gen. Ceva. Oamenii din secțiunea de comentarii n-au demonstrat decât că există personaje ca Mirel în viața reală. Mesajul Ericei a ajuns la publicul țintă, dar dacă e să mă rezum la nivel de craft, muzical vorbind și artistic, Ericei se acordă puțin cam multe credite, din necunoștință. Se întâmplă... Gen, mesajul e bun, dar a fost luat de altundeva, nu? Asta când ceva nou ajunge în România, iar publicul tinde să ia produsul ca un lucru... Cu fine, idee bună, bravo, ea a adus o chestie în România, tare, ce să zic, nu pot să dau
spontan, nou, inedit, ceva ce nu s-a mai făcut. Mai cunosc eu o persoană. Făcut. De fapt, Erica n-a făcut pe piesa asta decât o compilație de dume fumate găsite pe internet și concepte luate de la artiste din afară. De-aia m-am mirat cât de virgin e publicul din România la ideile astea. Până și versul cel mai citat din melodie e un inside joke atât de popular în afară. Și Erica doar l-a tradus atât. Da, stai, știu și eu trendul ăsta. Dacă nu erau bărbații, cine vă... Dar nu mi se pare că e o chestie copiată cum ar veni. Gen... Pur și simplu a luat o vorbă, poate chiar a făcut referință la ea, a fost o referință, n-a fost neapărat o chestie care și-a asumat a fi ei. Proteja, să ne protejeze de cine? Exact în p***a mea. De ce piesa se numește Macarena? Pentru că a copiat conceptul de la o tipă foarte mișto din Puerto Rico, pe nume Young Miko. Tipa asta ia melodia ASRH, Ketchup Song, și continuă cu versurile ei. Let's go, ASRH, ha, de he. Ella se dejó y yo me la llevé. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Dansează fetele, nu înțeleg care e problema. Așa a făcut și influencerița Erica, doar că a schimbat melodia. Dar da, o lovește-o, vrea să zică de 5 ori că e influencerița. Și variante... Artistă, mă, dacă ea se vrea artistă, nu prea erau mult. Nu că azi ea se vrea, dacă... Până la urmă cântă, nu e artistă. Nu e, nu consider influencer, nu văd pe Erica Isaac influencerița, e artistă. Multe. Meneaito, ASRH sau Macarena. Deci cu asta a rămas. A copiat și din flow-ul lui Young Miko, beat-ul tot de acolo inspirat, conceptul videoclipului luat de la Bella Porci, Build a Bee, iar asta găsim în multe din piesele ei. Un amalgam de flow-uri, dume și idei luate de la artiste din America de Sud sau America de Nord, reambalate cu ajutorul label-ului pentru publicul din România. Asta se întâmplă la tot pasul în industrie, iar seria Piese Copiate e dovada clară. Vă aștept la episodul 5 din Piese Copiate pe canalul Mare. Un clip bunicel de la Eurovision, o să ne acord că tot, absolut tot ce a zis, dar un clip bunicel de la Eurovision, adică, da, nu pot să ne ziceam că a fost chestii inspirate de afară, într-un fel un mesaj bun al piesei, ideea poate livrată cumva altfel, gen mai original, doar pe overall, bravo Erica, Isaac, ce să zic, asta a fost clipul, eu am fost Matey, vă iubesc, vă pup, pa, pa, pa.